Brașov, campionii presei sportive suntem noi. ProSport împlinește astăzi, 2 iulie, 24 de ani. ProSport a fost înființat în anul 1997 și suntem alături de unul dintre oamenii care au participat la această înființare a unuia dintre cele mai importante, poate cel mai important ziar de sport din România, cu siguranță la acea vreme așa era. Marius Mitran, acum editorialist și analist ProSport, este alături de noi. Bună seara, maestre! Bună seara, la mulți ani. La mulți ani! Să fim sănătoși! Să fim sănătoși și să fie ProSportul sănătos, să meargă mai departe, cel puțin la nivelul la care a fost și este. Bun, eu nu eram pe vremea aia nici măcar în presă. Te las pe tine, ai cuvântul, ce înseamnă ProSport, ce înseamnă 24 de ani de ProSport, amintirile tale. 24 de ani înseamnă, din fericire și din păcate, în aceeași propoziție, mult. Din fericire pentru că certifică valoarea acestui brand, nu doar că a trecut proba timpului, dar a trecut-o cu excelență, o face și astăzi la cel mai înalt nivel. Din păcate, pentru că ai amintit că am fost între cei care am avut semnături încă de la primul număr. Ți amintești ce ai semnat în primul număr? Da, n-am cum să uit toată viața acest lucru. Evident, un material despre Universitatea Craiova, da, care se numea Craiova e 51% pe UNESCO. Interesant. De ce? Pentru că fusese la George Ilinca, da, și era o discuție că o prelua George Constantin Păunescu, care mai fusese, dar era o dispută între ei doi, nu mai rețin, pe acțiuni, și cert este că aflasem de câteva zile că se pregătea acel prim număr și sigur că știam această, o aflasem chiar de la Eugen Arnăutu, care era omul lui George Păunescu în Craiova. Ziarul a fost, am mai spus, să-mi face mare plăcere, da, revoluționar. Cea mai puternică lovitură de presă după Revoluție și până astăzi. N-a fost egalat acel boom pe care l-a reprezentat ProSportul din toate punctele de vedere. De la echipa formidabilă de ziariști, condusă de Ovidiu Ianițoaia și de Cătălin Toluntan, directorul respectiv, redactorul șef de atunci al publicației, până la felul în care arăta, până la puterea, eu știu, de seducție, impactul, primul ziar full color, format mare, totul a fost ceva. Sigur, Ion Cristoiu, cu 5 ani mai înainte, în 92, fondase un alt cotidian, Evenimentul Zilei, care avusese de asemenea un impact, dar acolo impactul nu fusese, cum să spun, și imagistic, și devastator ca legătură occidentală în presă și așa mai departe. Ion Cristoiu revoluționase stilul de a face presă. Stai puțin, și Sârbu, din ce știu, a revoluționat la voi. Păi Adrian Sârbu era patronul. Da, dar știu că a fost primul patron de presă sportivă din România, care a spus gata, din momentul ăsta nu se mai acceptă cum să spunem, favoruri din partea oamenilor fotbalului, nu se mai acceptă acolo să vă plătească biletele, cluburile. Acolo s-a schimbat totul. Deci grație lui Adrian Sârbu, noi am devenit peste noapte. E, cum să spun, e ca un impact cu o altă planetă. Deci noi eram ziariști, cred, sunt convins de asta, am credința că eram mulți dintre noi talentați și corecți, dar eram supuși unor Mitică Dragomir vă trimitea, vă descurcați cum veniți acasă. Unor privațiuni, da, da. Și te duceai la Suceava sau la Bistrița sau unde te duceai la meci, și pentru că gazda zădea biletul de tren, noi nu scriam, scriam adevărul. Da. Însă era o situație foarte ingrată. Ei, dădeați notele din birou președintelui că era telefon fix? Telefonul era fix și mai tușea, stătea și te asculta, da, când spuneai Mironaș 6. Haideți, domnul 7. Mitran. 6. Și întreba Marius Mărgărit de la film. Da. 6 sau 7? Știi? 7. Așa. Da. Adrian Sârbu a schimbat statutul. Deci v-a dat independență totală. În primul rând a ridicat foarte mult nivelul salarial la
la un nivel cum nu era în România în acele momente, în acei ani. Așa, și apoi dotarea, ce ai tu pe masă acum, a apărut în fața oricărui ziarist de la ProSport. Telefonie era mare mobilă. Lucru să aveți telefon mobil și laptop. Și fără niciun fel de constrângere, adică telefonul mobil era încins de dimineața până seara. Da. Sigur că astăzi par lucruri minore, dar gândiți-vă că an și an de zile după Revoluție mergeam cu ocazii, cu trenul, la clasa a doua, înghețam pe trenuri, ne chinuiam să dăm un telefon fix ca să spunem cronica la meci, redacție și mai departe. Ok, o revoluție din punctul ăla de vedere. Dar în primul rând, ProSport a fost un ziar al curajului și este și a rămas, are filonul ăsta, adică culoarea, să știi că nu e doar aici pe pereți din spatele nostru. E, cred că în toți cei care au trecut pe acolo, care au văzut în s-au contaminat de acel stil de a face presă occidental. Pentru mine e o mândrie, îmi pare rău din tot sufletul că au trecut atât de mulți ani. Stăteam și mă gândeam odată, 24 de ani odată, zilele acestea, pentru că știam că va veni această zi de 2 iulie și voi fi aici, și mă gândeam ce înseamnă 24 de ani. Este ca și cum la Revoluție, în 90, în 89, eu m-aș fi gândit că lucram undeva din 1966 sau 60. Da. Din 66, imens. 90, mi se părea imens. Și sunt eu. Este o probă a timpului, dar și o lovitură a timpului. Adică eu cred că sunt ca tine acum, eu așa mă simt. Eu cred că sunt Victor Vrânceanu sau Andrei Trifan, mulțumesc, cu care am vorbit mai devreme. Dar nu sunt. Sunt un om care... E și varianta mai bună. Nu, sunt varianta mai bătrână, din păcate. Și... Da, da, în meseria noastră, bătrânețea are avantajele sale, experiența. Aș da experiență, toată ți-aș lăsa o aici. Și eu aș da aici. Să mai scot câțiva ani, să mă duc un pic mai jos. La aș pune-o pe masă și aș lăsa o aici. Da, e foarte mult, e aproape un sfert de secol. Și... sunt foarte bucuros că rezistă acest lucru. Deci cel mai bine tehnologizați, cei mai independenți. Fără comparație cu... adică ce a făcut Adrian Sârbu în acel an, făcuse cu 2 ani mai devreme, dacă vorbim totuși de Adrian Sârbu câteva secunde, cu televiziune. ProTV-ul când a apărut, a distrus practic orice știam despre televiziune, în sensul bun. Da. A aruncat peste bord tabuuri, locuri comune, locuri periculoase, a inventat ceva pe care doar americanii aveau, pe care doar americanii le aveau, lucruri. Investiția a fost mare și te întreb, foarte mare. Scotea patronul Adrian Sârbu banii acum, din investiție? Dumnealui trebuie să știe, eu cred că nu știi tirajele. Tirajele erau uriașe. Uriașe. Da. Păi, vezi, era vremea în care doar din print, doar din tirat scoteai bani, nu mai puneai publicitatea. Când venea și publicitatea, cred că se dublau aproape. Da, da, cred că da. Eu aș paria că da, că a fost o afacere. Cel mai mare tiraj, îmi scrie colegul meu Andrei Trifan, a fost 225.000 într-o singură zi. Da. La un turneu final, nu mai mi-am aminte exact, știu și eu, nu știu dacă european sau mondial, dar așa a fost. Mondialul din 98. Mondialul din 98? Da. Bun, deci 225.000 de unici ar fi în ziua de astăzi, da, și dar care, mai originali, că știi cum e. Făceau nenumărate afișeri sau cum se spune, așa, că ziarul se citea și de se la dădea un capăt. Din mână în mână. Exact, și se dădea. Era și un studiu și făceau cei de la Brat. ProSportul era și ziarul cel mai citit, adică un exemplar nu rămânea doar la cel care îl cumpăra. Da, da. Da. Mi-aduc și eu aminte, eram copil la școală și mergeam, normal, n-aveam bani, era fiecare cu un fular al unei echipe de fotbal, primeai 2 lei, 3 lei de la părinți și îți țineai pentru ziare. Erau două ziare, ProSport și Gazeta Sporturilor, le luai pe amândouă și îți mai ajungea de niște eugenii. Și erai fericit. Erai fericit, da. Merita, adică să mănânc. Merita, exact. Da, vai, doar eugenii. Era senzațional.
Așa e. Să citești ambele ziare, să compari, să vezi articole, uite că ăsta a dat, ăsta n-a dat, uh-huh. De ce n-a dat, uite ce note. Iarăși foarte interesant și cu notele. Spune-mi scurt, era o perioadă în care notele date fotbaliștilor chiar contau enorm. Și am prins și eu, enorm, la altă publicație, am prins presiuni imense după niște note date, telefoane, impresari care interveneau. De ce ai dat jucătorului cu tare? Că e foarte supărat, vrea să vorbească cu tine, să-i explici. Da. Ceea ce mi se părea corect să explici, dar nu mai mult, se făceau și presiuni. Zi-mi la tine cum a fost, ai vreo amintire după ce ai dat niște note într-o casetă, să te sune cineva, să te tragă la răspundere? Am o amintire, am mai multe. Da. Așa, care e cea mai... Cea mai cu Mircea Rednic, așa, care juca la Rapid. Da, deci cât? 97. 97. Da, toamna lui 97, așa, cred, sau primăvara lui 98, da, acel campionat, în mod sigur. Da. Și fusese un meci cu FC Argeș, așa, țin minte și asta. Săndoi juca la FC Argeș. Plecase și apoi s-a reîntors la Universitatea Craiova, a făcut un meci bun. Eu am vrut să fac cronica de meci, m-am cerut în Giulești pentru a-l vedea pe Săndoi și dădusem o notă mică lui Mircea Rednic. Și... De trecere sau slab? Nu garsonieră, cum spuneam. Garsoniera așa era, îi spuneam, exact, pătrată. Era pătrată, pătrat era zero. Dezastru, exact. Da, era, da, avea și... E și o glumă a fotbaliștilor mai bătrâni, să nu e garsonieră în garsonieră, da. Deci pătratul era de fapt zero și era cheița în primele luni, dacă nu cumva chiar tot primul an, a stat la fiecare casetă și cheia steluțelor. Adică pătratul scria extrem de slab, exact, dezastruos, steluță, slab, două steluțe, mediocru, trei steluțe, bun. Da. Patru steluțe, foarte excepțional, bun. Foarte cinci, cinci steluțe, da, steaua meciului, excepțional. Și de luțe mi se pare că o steluță și știu că a sunat acolo și îți dai seama, 25 de ani, aproape 24 de ani atunci. Și mi-a spus, am și acum o relație, am și acum o relație bună și îl apreciez, sper că și dumnealui pe mine. Dar nu asta e important. Și zice, uite, să mai vedem o dată meciul și să-ți arăt că nota nu corespunde a ceea ce a fost în teren. Și știu că i-am răspuns atunci, știți, da, de la Mircea Rednic toată lumea are pretenții. Adică nota se duce în jos dacă, nu, dacă Mircea Rednic nu joacă așa cum îl știam din 84 cu Liverpool în Cupa Campionilor, atunci scădem nota. Zice, nu e corect așa, trebuie să mă judeci la vârsta pe care o am acum. Nu, trebuie să judeci, că altfel s-ar juca pe categorii de vârstă. Ai avut dreptate tu, că ai 17 ani sau 45 de ani, când intri pe teren, e judecat la fel, așa este corect. Da. Da. Și n-ai schimbat nota. Nu se mai putea schimba, nu se mai putea face nimic. Exact. Intram în conflict. Puteai să faci erată, dar n-a fost caz. Dar sigur, multe, aveam foarte deci, multe. Deci cu Mircea Rednic. Și a rămas supărat sau a trecut? N-a rămas supărat. N-a rămas supărat. Nu. Bun, dacă tot ai vorbit de Mircea Rednic, să trecem și la subiectele zilei. Dușan Urin a plecat în secret de la București, s-a întors acasă. ProSport a scris în exclusivitate despre faptul că antrenorul lui Dinamo a luat avionul de dimineață și a plecat la Praga. Este foarte supărat pentru lipsa condițiilor, lipsa banilor. Lipsa de orice. Lipsa de orice, da. Da. O să rog colegii când se poate să dăm și variantele de înlocuire a lui Dușan Urin. Dacă Urin nu se va întoarce, te rog, maestre, cum se pare situația asta? A salvat echipa? I s-a promis că va fi mai bine? Eu am citit și astăzi ce a apărut în ProSport. Eu nu mai înțeleg nimic. Nu înțeleg. Deci este ceva... Și știi ce nu înțeleg? Faptul că orchestra cânta pe Titanic în timp ce vaporul se scufunda, am înțeles. Da. Pentru că era un destin implacabil, era o soartă de care nu mai puteai să scapi și atunci, pentru ultima oră din viața celor mai mulți de acolo, cei patru muzicanți, parcă patru erau, au acceptat să cânte până la nota finală, cu adevărat finală. Da. Uite, avem și, deschid o paranteză, avem și variantele de înlocuire. Mandorini, Miriuță și Paolo Sergio. Cum se par variantele? Care sunt până în acest moment, atenție, Urin e posibil dacă... Să se întoarcă. Să se întoarcă, da, nu este exclus. Da, variantele toate sunt ok. Nu știu ce se întâmplă acum acolo, pentru că mi se pare că acolo cântă orchestra și nava se duce undeva fără întoarcere. Nu înțeleg. Este un semn foarte rău că a plecat. Adică e un semn bun că s-a intrat în insolvență, după părerea mea, da, pentru că se încearcă, am vorbit și săptămâna trecută noi doi,
era singura cale de a salva clubul. Pe de altă parte, această dezertare, dacă e dezertare din partea lui Dușan Urin, este mai mult decât alarmantă, mai mult decât acel cântec de orchestră. Este ceva îngrozitor, pentru că ce e pe ecran acum e o teorie. Normal. E o teorie, sunt niște variante. Practica, nu pot să spun că mi se pare că e real. Mi se pare că nu mai poate fi descrisă. Nu mai știu de unde să apuc această vâltoare a evenimentelor rele de acolo. Banii care vin din urmă. Am citit știrea cu Șerdean, care ar fi luat acțiunile, dar de fapt nu le-a luat. De fapt nu le-a luat. Nu știu cum. Mie mi se rupe sufletul, pentru că am scris aici în ProSport, o spun încă o dată, ce au făcut acești oameni. Peste 15.000 de oameni care au salvat acest club în toate modurile în care poate fi salvat ceva sau cineva pe lume, merită mai mult decât această stare de incertitudine înfiorătoare. E ca și cum te-ai duce la medic și medicul, după ce îți citește foaia de analiză, nu ți-ar spune nimic. Da. Nimic. Măcar spune-mi, domn doctor, ce am? Nu. De la Dinamo nu se știe nimic. Că vorbești de doctori... Ahmed Bani și-a spart ieri arcada la antrenament. Și nu era niciun doctor. Nu aveau doctor, ceea ce, atenție, nici nu știu dacă este legal să nu aibă doctor, e altă problemă. Băiatul a trebuit să aștepte timp de 30 de minute venirea salvării, pentru că vine la baza de la Săftica, nu vine până pe Ștefan cel Mare. Exact. N-au putut să-l coasă pe loc, a trebuit să meargă la spital să fie cusut. Asta e situația în momentul de față la Dinamo. Jucătorii se antrenează fără doctor lângă ei, ceea ce mi se pare incredibil, știm atâtea cazuri tragice, Mihai Neșu și așa mai departe, Doamne ferește. Bun, colega noastră, Carmen Mangiș, a făcut un interviu exclusiv cu Ionuț Lupescu, fostul jucător al celor din Ștefan cel Mare. Vedem o primă parte, după care revenim să comentăm. Este o problemă foarte ingrată la Dinamo. Și când spun la noi, că și eu sunt o parte din suportă, că și eu sunt parte din program. Și am încercat să ajut de fiecare dată. Jucătorii știu, e logic să fie nemulțumit, să-și primească salariile. Dar ei trebuie să înțeleagă că singurii care strâng banii, nu că au banii în buzunar, strâng banii sunt cei de la suporteri și strâng și ei banii și dau cum pot. Ne mai vorbim că mai sunt atâtea alte datorii pe care trebuie să le achite. Marea problemă este pentru că a fost probabil înșelați, păcăliți de acești infractori, cred că sunt, părerea mea, sunt cei din Spania și și toți care erau în jurul spaniol și cei care care au venit cu acest spaniol, că sunt și câțiva români care au venit și au dus pe acest spaniol aici. Deci toată gașca asta, părerea mea, de infractori, au făcut în așa fel încât să ajungă Dinamo unde a ajuns. Să aibă și datorii și mai multe și să nu poate nici să găsească pe cineva care ar dori să cumpere, să știe exact care este structura, da? A acționaratului. Să știe oarecum, dar multă lume zice și cred că asta este și din ce actele care am văzut, până la urmă eu nu nevoiță, trebuie să-și dea acceptul dacă vrea cineva să cumpere. Și sigur că, de fapt, acest lucru îndepărtează posibilii oameni care ar dori să investească la Dinamo. Eu am spus-o atunci, am mai vorbit și cu câțiva colegi, că ca să scăpăm de acest cortasero, primul trebuie să știm care sunt sumele reale. Da? Spus doamna Antone că... Așa, sumele reale. Sigur că sunt alte datorii după aceea care vin în urmă. Eu personal și cred că nici ceilalți colegi cu care am fi, nu putem să pe perioadă lungă să investim, dar nu avem puterea financiară să investim. Ceea ce am putea face, să luăm aceste acțiuni, să le cumpărăm și după aceea, împreună cu DDB-ul, împreună, să găsim oameni serioși care ar putea să conducă. Dacă ar fi actele clare. Dacă ar fi actele foarte clare, dacă ar fi, știm de unde să luăm pe acești oameni, dar nu mai mult. Da? Asta este intenția. Intenția asta și nici măcar dacă am cumpăra, am pune acțiunile și am vinde tot cu aceiași bani. Adică n-am să nu creadă lumea că vrem să facem cămătărie, dobândă, cum au făcut toți cei care au fost pe la Dinamo în ultimii 20 de ani. Eu sper ca totuși să ministerul să dea drumul la stadion, să facă stadion.
stadionul Dinamo, pentru că e foarte important pentru viitorul echipei. Stadionul poate să fie o sursă de venituri importantă, care ar putea în continuare să ajute Dinamo. Și va mai dura oricum? Adică trebuie un stadion să construiești, să-l dărâm, nu știu, un an jumate, n-ar fi o mare problemă. Un an jumate, doi ani, dacă sunt companii serioase, care am văzut că în Ghencea s-a făcut, în Giulia se face, Arcul Teatrului nu s-a făcut, nu văd de ce să nu se facă în mijlocul Bucureștiului Ștefan cel Mare, într-un an jumate, să facă un stadion care cu siguranță va fi arhiplinit și atunci poți să vinzi abonamente, poți să vinzi bilete mult mai multe, care vor fi o sursă de venituri, mai ales pe criza asta pandemică, care este și economică, ar putea să ajute foarte mult clubul. Deci, concret, azi Dinamo este în această situație și înțelegeți pe jucători că trag aceste mari. Da, e normal, e normal. Numai că ei trebuie să înțeleagă că n-au de unde. Deci singurul care sunt suporteri care dau. Nu vezi că acest spaniol nu dă niciun semn de viață, nu pune niciun bani. E greu. Sponsorii fug de asemenea lucru, că nu este o conducere clară. Că eu sunt sigur că ar fi o conducere serioasă la clubul Dinamo. Ar fi foarte mulți agenți economici care ar vrea să fie alături de Dinamo. Și sunt sigur că ar fi foarte mulți care ar investi. Dar când nu știi, lucrurile nu sunt clare, normal că toată lumea se abține. Nu, no, mă bucur foarte mult pentru Rapid. Și sub comanda lui unui Mihai Iosif. Da, nu știu, nici pe Mihai Iosif, nu știu, nu cunosc acum structura de la Rapid, dar important e că băieții au făcut o treabă foarte bună și au revenit acum unde este locul în Liga 1. Mă bucur că o să aibă și un stadion, pentru că Rapid face parte din istoria fotbalului românesc, nu? Dacă nu mă înșel, e cel mai în vârstă club, să spunem așa, da? Au o istorie fantastică, pe care sunt sigur că foarte multă lume o apreciază și noi, și sunt sigur că și cei de la Steaua și de la alte, de la Craiova și de la Dinamo, totdeauna am respectat istoria clubului Rapid. Iar eu personal, sigur că având pe tata acolo, jumătate în familia mea era cu Rapidul, dar una este bas pe teren și alta e să apreciez după aceea ce se întâmplă într-un club. Iar Rapidul cu siguranță e important pentru istoria fotbalului românesc, pentru ligă, pentru campionat. Ori la noi, dacă campionatul, echipele mari nu există, avem o problemă și la echipa națională. Și se vede, uitați-vă, CFR-ul este, da, dar nu știu, cu 7, 8, 9 străini de fiecare dată, da? Și restul, Dinamo a dispărut, Steaua sau FCSB-ul care este acum, e așa și așa. Craiova a avut și ea destule probleme, a revenit în ultimii ani. Deci, atât timp cât ai un campionat slab, echipa națională cum să fie bună. Dar o să avem cu siguranță nebunie și emulație două Craiove? Da, numai în România se poate așa ceva. Ce să zic, stai să vedem acum dacă va intra și Steaua, nu? Dacă se privatizează. Dacă se privatizează. Nu știu cum e. Regulile sunt destul de ambigue la noi. Nu înțeleg nimic. Și asta e marea problemă noi în România. Justiția. Justiția nu este clară. Și dacă justiția nu e clară într-o țară, n-are cum să meargă treaba. Și când vorbim de Dita mai brandul, e cu atât mai îngrijorător? Este normal. Adică trebuie să fie anii 80, anii 90. Steaua, Dinamo, Rapid au fost cluburi care au dat jucători, și Craiova, bineînțeles, au dat jucători la echipa națională foarte mult. Structura echipei naționale a fost de multe ori bazată pe aceste cluburi. Când au dispărut aceste cluburi, am avut o problemă cu echipa națională, am avut câțiva jucători care au fost în străinătate și după care în declin. Dacă noi acum vor merge la UEFA, dacă ajungem în Champions League, după ce trecem prin furcile caudine de tot felul de competiții, nu mai figurează FCSB câștigătoarea? Nu știu, astea sunt chestii juridice pe care mă depășesc. Nici n-am urmărit, sincer, să fiu îndeaproape acest caz. Dar e păcat că un club ca Steaua nu se poate înțelege cu FCSB-ul și aibă acest stadion frumos care și-au făcut, să facă un club puternic. Vă așteptați, că am vorbit și de Craiove, să lase Adrian Mutu, echipa de tineret, să meargă acolo, la FCU? Păi,
De ce să nu? Și dacă vrea să antreneze un antrenor, dacă vrea să antreneze, trebuie să antreneze, să aibă experiență la club, nu la echipa. Pentru că acolo nu se învață meserie. Dacă și la echipa națională, după părerea mea, trebuie să fie niște oameni care totuși au avut experiență la cluburi, să aibă anumită vârstă. Da? Dar mă rog, poate eu sunt mai... Păi ni s-a spus de acolo mai, că sunt scumpi. Ciudat. Sau că nu vin, sau că... Și-a părut Mirel Rădoi, care era deja în cadru. Când am tot întrebat noi și am bombardat de ce nu Mircea Lucescu, Dan Petrescu, Hagi, nu știu... Olăroiu. Eu cred că dacă ar fi vrut, ar fi găsit și soluție financiară, nu e o problemă la federație. Sau oricum aceste nume n-ar fi stat în banii, în contractul acel. Adică pentru România. Nu, dar de ce probabil... să nu fiecare, nu, asta nu trebuie să, eu cred că fiecare are o anumită valoare. Și în profesionism atunci trebuie să și plătești pentru ce, pentru că antrenorul răspunde. Sigur că mai faci câteodată anumite concesii, dar în general nu există acest lucru, eu vin pentru orice la o echipă națională, trebuie să plătești pe această persoană și persoana aceea, dacă e bun, trebuie să bagi mâna în buzunar. Da, a fost prima parte a interviului cu Ionuț Lupescu, trecem la Rapid. Dragoș Grigore a semnat, incredibil, deși dinamoviștii s-au rugat de el să se întoarcă Ștefan cel Mare. Urmează Cristi Săpunaru, care tocmai și-a reziliat cu Kayserispor și Junior Moraes. A vorbit tot cu colega noastră Carmen Mandi și a transmis că urmează, că s-au înțeles. Ceea ce noi discutam la nivel teoretic pare că, de fapt, ce se pare? 99% așa va fi. Va fi o linie de apărare de titlu, nu? Belu, Săpunaru, Dragoș Grigore, Junior Moraes. Sună senzațional, dacă mă întreb pe mine. Tu ce părere ai, maestre? Da, foarte bine gândite toate aceste transferuri și uite că... E acolo o minte sau poate sunt mai multe capete luminate care au gândit foarte bine. Sigur că e o vârstă și în dreptul lui Săpunaru și în dreptul... 37-34 Dragoș Grigore, 34 Junior Moraes. Junior Moraes, da. Și Belu, uite la Belu, 28-29. Sunt niște ani acolo, da, e o vârstă pentru fiecare dintre ei. Claudiu Belu, 27 de ani. Dar... Uitați-vă ce face Marius Constantin la Universitatea Craiova. Maestre, tu știi foarte bine, postul de fundaș central este altfel. Nu alergi ca în bandă, nu alergi ca la mijlocul terenului, tu trebuie să respingi. Asta trebuie să facem în primul rând. Și de acolo pleacă totuși concepția tactică și ideea de joc a echipei. Da? Un fundaș central cu experiență dirigează, dă drumul într-un anumit fel construcției, da? Da. Care începe întotdeauna cu el. Foarte bune mutările. Un pic te-aș contrazice. De ce? Ai spus incredibil Dragoș Grigore la Rapid și așa, nu la... Consider că nu e incredibil. De ce? E perfect credibil. De ce? Cum să te duci la Dinamo? Că tocmai vorbirăm despre ce e la Dinamo. Și tu ești unul dintre promotorii sentimentelor în fotbal, da, a tradiției. Da, da, am vorbit de o navă care e în derivă. Așa. Sigur că da, atunci când am peste 10 ani, dacă am de ales între ProSport și altă publicație, mă întorc la ProSport fără să-mi stau pe gânduri. Dar condiția ca ProSportul să fie ce e azi, da? E solidă, era solidă acum 24 de ani, ca să rămânem în paradigma acestei sărbători, și este solidă astăzi. Mă duc la risc? Când... Nu, eu îl înțeleg. Deci tu înțeleg. Spui, tu nu consideri mutarea sau trădare la adresa lui Dinamo? Nu, pentru... Strict vorbind în limbajul suporterului, este o trădare sau nu? Nu. Bun. Nu mi-ai dat posibilitatea să țin la ce țineam. Trebuie să fie așa cum... Ați văzut că de pe altă parte să te duci să semnezi pe un salariu pe care oricum nu-l primești și peste două luni în mijlocul campionatului să te trezești că poate nu mai ai unde să joci. Da, nu e o trădare. E o adaptare la viața pe care o trăim. La viața societății. Trădarea trebuie să implice niște valori și de partea așa zis trădată. Simpatic un privitor ne spune, doar Milan a avut rezultate cu atâția pensionari în apărare. Nu doar.
Nu doar, nu doar Milan. Nu, doar. Nu. Sunt multe echipe care au mers pe experiență și... Chiar și CFR-ul cu Vinicius. Da, bineînțeles, cel mai apropiat exemplu. Sigur că da. Da. Hai să vedem ce spune simpaticul Junior Moraes, următorul jucător care va semna cu Rapid și revenim să comentăm. A vorbit cu Nico și a stat o oră așa, a vorbit cu el și m-a explicat tot, m-a zis proiectul care era la Rapid și eu a dat ok și aștept să ajung cât mai repede să semnăm un contract, să pot să antrenez, să vede pe grup, pe băieți, să începe să nou drum pentru mine. Da, ce grup? Adică Dragoș, Grigore, Săpunaru, mai nou, tu? Da, a început să sunt jucători ca jucat contra și lângă mine, dar aștept să fac o echipă frumoasă, să posăm să alcansăm obiectiv, să fie tot ok pe final. Nu se supără Mariu și Mudică pe tine? Că ați lucrat atât timp împreună, uite, ați făcuse lobby și să vii la Rapid mai de mult. Acum ne așteptam să te duci la CFR și ai ales Rapid? Da, cred că el se bucură că el e în rapidiște și a vorbit mereu frumos de la Rapid și sper să fie tot ok. Adversar cu el acum va fi puțin ciudat? Da, va fi puțin ciudat, dar asta e viața, trebuie să merg înainte, trebuie să fac cât de bine, să pot să mă bucur foarte mult de tot ce fac. Dar când de cele, mă gândesc că le știi deja, că puneau Nico, nu? Și că o să pun Aron vestiar. Da, mereu își baga in, cânta după meci și e frumos și aștept să simt asta pe stadion. Da, nu-l mai văzut de mult pe Junior Moraes. Pare liniștit după banii adunați prin Turcia datorită lui Mariu și Mudică. Bine, și datorită valorii până la urmă. Valorii lui, da. Da. Un om simpatic în stilul ăla brazilian, mereu pozitiv. Mie mereu mi-a plăcut Junior, chiar dacă defensiv are ceva lacune, îți mai scapă câte o minge din când în când. E foarte bun ofensiv. E un fotbalist bun, e o creștere evidentă față de ce avea Rapid până la sosirea lui și mai e ceva. Există anumiți jucători care par pliați sau, eu știu, au un ADN cu o anumită echipă și până la urmă și-o găsesc. Zici că face parte din ADN-ul Rapidului? Pare Giuleștean. Pare Giuleștean. Pare Giuleștean. Asta aici dezvoltă un pic, te rog. Rică Răducanu putea fi altceva? Fi altceva? Nu. Deși el a jucat și la Sportul Studențesc și acolo, cu tăticul, cu hai să faci. Nu, dar zi, eu înțeleg foarte bine ce spui tu, dar să încercăm să le explicăm oamenilor cum simți tu că un jucător se pliază pe stilul Rapidului în cazul ăsta? Rapidul oferă, ca nicio altă echipă din România, o bucurie a jocului. La Rapid poți să te duci și să te joci, nu doar să joci. E singurul club, cred că, din România care îți dă voie să te joci. Ba mai mult de atât, te apreciază mai mult dacă te joci decât dacă ești serios încrâncenat. Nu întâmplător, în Giulești s-a lansat celebra vorbă: decât un gol urât, mai bine o bară frumoasă. Nicăieri pe globul pământesc nimeni nu apreciază o bară mai mult decât un gol. Corect. În Giulești se apreciază o bară frumoasă, un giumbușluc, o... felul în care își spune Rapidul. Deci Rapidul are în denumire... Rapidul vorbește, are o voce. Da. Specială. Are ceva special. Are un glas. Da. Craiova, de pildă, cu care țin eu de 50 de ani aproape, are o încrâncenare, o ambiție peste măsură. O revoltă. O revoltă. Nu zâmbește. La adresa capitalei, așa, da. E mai precisă, e mai chirurgicală. Mai rea. Da, mai rea. Craiova zâmbește rar. Rapidul e mai poetic. Mai poetic. Mai deschis. Mai poți să-l păcălești. E genul de om care spune sufletul pe masă. Naiv. Și, naiv, poate. Și poate pleca rănit de la o discuție. Rapidul a și fost rănit. Retrogradat, umilit de tot felul de jucători, titluri furate până anii 60 și așa mai departe. Furate de alții, Rapidul. Furate de alții. Să fiu bineînțeles. Și
tu știi mai bine decât oricine, ce a însemnat Rapidul în momentul în care nu conta din punct de vedere sportiv, pentru că, ok, știm foarte bine, au fost anii 60 când conta, a câștigat primul titlu în 67, după aia au fost anii 70 în care conta și nu conta. Mă rog, au mai fost meciuri cu Napoli, din cupele europene, da, și au mai existat niște momente, dar s-a stins. Spre și... anii 80, da, s-a stins, însă pasiunea suporterilor parcă a crescut ca performanță, iar pasiunea suporterilor poate chiar a crescut. Invers proporțional. Invers proporțional. Cu cât Rapidul a stat, dacă nu mă înșel, 6 ani da, consecutiv da, în Liga a doua, cu cât era mai adâncită în divizia B, cum cu se spune, foarte era public, mai mare. Și publicul mai mult, eu mă duceam, știi că cum pleacă lumea acum, că mâine e weekend, începe weekend sau începe din după amiaza asta, din seara asta, pleacă la mare, pleacă la munte, da, nu mai poți să, știi că e vorba, domne, da, nu mai poți să ieși din București. Exact. Așa mă duceam eu și zeci de mii de oameni la meciurile Rapidului. Era singurul loc unde era libertate, vorbesc serios. Adică libertate, la sensul că acolo te așteptai să scadă un bloc în cap când auzeai ceva. Adică era atât de stupefiant ce putea să producă acea galerie, încât puștan fiind, de pildă, aveam 14-15 ani, mă duceam pe Republicii, cum văd de-a mea, am tot scris și în ProSport, am scris de el, mă trezea dimineața, că din păcate jucau dimineața. Și duminică dimineața să te trezești la 8:30 ca să fii la 11:20 pe Republicii, veneam tocmai din Otopeni, e, felul în care se auzau tobele alea și începeau să zice, ba, să zică, ba de Valentin, ba de Damaschin, ba de membru de partid, ba de... Ba de Cămătaru, ba de... De Cămătaru, am fost pe stadion când s-a scris, am fost la meci, 5-4, Rapid Dinamo, cu Marian Grigore transformând un penalti. Aia este o ironie cum nu există în lume. Vino Cami peste noi să ne dai și golul 2. Deci nu se poate așa ceva. Deci 20.000 de oameni vino peste noi, adică vino și dă-ne. Dă-ne că suportăm. Dă-ne, exact, dă-ne și golul 2. Deci ce poate fi mai... Și noi oricum și cântăm. Noi cântăm și Cami chiar venea la Dașpal 4-lea. Pentru că avea nevoie. Da. Zi-mi, cum ai descrie tu în momentul acesta Rapidul modern într-un singur cuvânt, dacă poți? Să găsești cel mai potrivit cuvânt pentru Rapidul modern. Modern, modern acum, Rapidul cel reînviat. De azi. Cel reînviat. Cel de azi. Cel de azi. Știm, farmecul vieții. Eu mă refer la cel actual. Cum îl simți tu? Supraviețuitor. Supraviețuitor. Da. Gloria Gaynor avea o melodie acum vreo 40 de ani. Survivor. Survivor. Da. Asta e Rapid. A trecut prin atâtea încât e de mirare că a ieșit. Sau avem noi un film al lui Sergiu Nicolaescu, Nemuritorii. Nemuritorii. Da. Rapidul sunt acei ultimi băieți care apără cetatea respectivă și la adăpostul găurilor din zid lasă impresia celor care... M-a emoționat, mi s-a făcut pielea de găină pentru că au cam te scena incredibil. Că au putere mai multă decât au, nu știu, poate e o echipă fragilă acum, nu-mi dau seama. Poate jucătorii sunt prea în vârstă. Poate... Dar au forța suporterilor care sunt da, acele ziduri. Acolo zidurile alea sunt atât de puternice când tu nu știi. Ce, e posibil ca acest Rapid în etapa a doua sau a șasea să bată la scor, nu știu, pe CFR Cluj, campioana României. Poate să bată cu 3-0. Te miră așa ceva? Nu. Nu. Știi că spunea Pancu, cred că în Liga a doua sau a treia, spunea, domnule, de-abia acum suntem Rapid, nu mai știu. A, după meciul cu Snagov, pierdut așa, în primul sezon de Liga a doua, incredibil, ultimul loc a câștigat cu Rapid. Și spunea Pancu, domnule, de-abia acum suntem Rapid cu adevărat, pentru că ăsta e Rapidul. Ăsta este ADN-ul Rapidului. Da. Numai noi putem să înțelegem lucrurile astea. Să știi că da. Sunt, nu cred că doar rapidiștii, cred că mai sunt câțiva care au, dacă ai sufletul deschis, îi poți înțelege. Dar e adevărat că rapidiștii simt. Rapidul e exponentul perfect a acestui stil de câștigăm cu adversarul imposibil când nimeni nu crede și ți-aduc aminte cu Daniel Niculae în teren, acel 1-0 din Ghencea, cu echipa adunată de peste tot a Rapidului, când nimeni nu mai avea nicio șansă, bine au și retrogradat, dar acel moment a fost incredibil, cu Bergodia antrenor. Da, ții minte. Și după aia meciuri legere, cu Chiajna sau mai știu eu, Pandurii, pierdute, egaluri și așa mai departe, când toată lumea se așteaptă, acum e momentul, acum trebuie să urcăm pe primele locuri, acum vom câștiga. Asta e Rapidul. Asta e. Rapidul e omul care are cea mai frumoasă nevastă din cartier, dar stă la bloc, la ultimul etaj.
În timp ce alții o au mai urâtă, așa, dar s-au asigurat. Ei nu pierd partidele mici. Exact. Au căsuța lor, au mașinuța lor, cu curte, cont în bancă. Așa. Rapidistul are pe cea mai frumoasă și copiii cei mai reușiți. Dar e acolo, la ultimul etaj fără lift. Bun, îți propun să vedem și partea a doua a interviului cu Ionuț Lupescu despre Națională, FRF și amintiri ale fostului mijlocaș. Ați spus că România nu a fost dorit. Rămâne? Nu că n-a fost, nu că n-a fost dorit de România. România totdeauna o dorește. De oameni, o anumită cloacă. Conjunctura a fost de așa natură, încât astăzi rămâne spinul acela în inima dumneavoastră? Nu, absolut deloc. Absolut, a trecut imediat. Nu? Pentru că mi-am dat seama că degeaba n-ai cu cine. Și nu vedeți, nu știu, nu priviți cu optimism nici în viitor, că se poate schimba, adică să reveniți dumneavoastră nu știu, din păcate, eu n-am o problemă cu cei care sunt la conducere și important e să facă ceva pentru fotbal, dar din 2015, dacă nu mă înșel, tot mergem în jos, cât mai în jos și nu se vede nimic. Nu mai vreți de atunci în campanie ce a apărut în presă, ce presa ce a scos fel de articole în care unde se duc banii și așa mai departe. Ci pur și simplu poate să rămân și 30 de ani acolo, nu mai să se poată ceva, dar nu se vede nimic. A fost un șoc pentru dumneavoastră, pentru că a fost o desfășurare de forță în acel moment în care ați încercat, da, să candidați, că nu ați reușit atâtea nume importante în fotbal? Nu, pentru că știu, pentru că degeaba vii cu... Sau aveam semnale de... Pentru... Da, am avut sigur că am semnale de mai înainte și aici problema este că nu era vorba de o alegere sportivă, ci este un anumit grup, 200 și ceva de oameni care... Ei conduc și dacă ei consideră că este bine pentru fotbalul românesc, așa unde suntem acum, atunci e bine. Deci fotbalul românesc azi are ce merite. Păi așa și au dorit, da. Voi trebuie să înțelegeți că toți care am jucat pentru echipa națională, nu avem cum să fim împotriva echipei naționale, pentru că o iubim prea mult, n-ai cum. Când ai jucat odată pentru ea, e imposibil să fii împotriva, indiferent că ai jucat un meci sau ai jucat 100 de meciuri. Toată lumea ține la echipa națională și, din păcate, iată că rezultatele nu sunt acolo unde le vrem de ani de zile. Și dacă nu mă înșel și campania aceasta, am început-o destul de prost. Da? Și speranțe, nu știu, e greu. Întotdeauna trebuie să fii optimist, dar asta o spunem de câțiva ani. Vreo 6-7 ani tot trebuie să fim optimiști și iată că nu apare nimic. Dar stilul lui Mirel Rădăi vă place sau faptul că este tânăr, că vrea... Nu aș vrea să vorbesc despre Mirel Rădăi, că după aceea se interpretează că aș avea ceva cu el. Eu nu am nimic cu el și cu absolut cu nimeni din fotbalul românesc, dar... Dar ceea ce încearcă cu, să facă... Cu, adică, nu știu ce încearcă să facă, pentru că... Prima întinerii, ceva mai ofensiv? Nu știu ce înseamnă ofensiv, ce înseamnă întinerit, asta pentru mine încă rămâne... semnul întrebării. Dacă joci cu jucători care au cu mai mulți atacanți sau cu mai mulți mijlocași ofensivi, asta nu înseamnă că joci ofensiv. Sunt, din păcate, nu știu, sunt foarte mulți antrenori care au fost primit licența după că sunt foarte mult pe laptop. Dar realitatea este alta, știi? Și eu sper că Mirel Rădăi să se uite, să învețe și să vadă cum se joacă la nivel înalt și se vede la Euro. Sunt câteva echipe mai mici care totuși au reușit performanțe foarte bune. Noi am fi reușit ceva la ce ați văzut la acest Euro? Păi nu, cum se poate. Noi nu suntem acolo, nu avem cum să reușim. Dar suntem la Jocurile Olimpice, după zeci de ani. Avem și veșnica discuție, că nu lasă unii patroni, jucători. Putem spera la o medalie? La ce vedem? Nu știu, eu n-am urmărit niciodată un meciul la Jocurile Olimpice, nu știu de ce, dar nu m-a atras niciodată și nici consider că fotbalul este ar trebui să facă parte din Jocurile Olimpice. Și Arabia Saudită, echipa de U23 s-a calificat și va fi acolo, dar pur și simplu nu m-a atras niciodată, nu știu de ce. Sper să reușească să facă totuși un rezultat bun. Dacă ar fi și o medalie, ar fi foarte bine.
Dar problemele pe care le au cei de la echipa națională României au și celelalte cluburi, pentru că nu fiind odată FIFA, cluburile nu dau toți jucătorii. Ați fost în toată lumea aceasta pe stadioane, la toate competițiile. Ceea ce s-a întâmplat la București cu organizarea campionatului european, cum vi s-a părut, la ce nivel? Aveți un ochi critic? Aveți nu, un ochi eu cred avizat? Că organizarea nu a fost o problemă în România. Și sentimental cum ați trăit? Am venit special să văd câteva meciuri și să le văd de aproape, în special Budapesta și București. Și la Budapesta am rămas impresionat pentru că 65.000 de spectatori la fiecare meci. Iată că la ei se poate și în restul lumii nu se poate, asta nu pot să înțeleg, pentru că virusul e la fel peste tot. Și cred că și la București organizarea a fost fără probleme, mai ales că de fiecare dată UEFA este aici și oamenii de la UEFA vin din timp și dacă îi asculți pe ei, n-ai cum să dai greș. Așa că cred că toată organizarea a fost foarte bună. Cum stă treaba cu biletele de la UEFA? Pentru că mi s-a dus probabil vestea în lume că ne-am trimis legendele și oamenii pe care îi asociem când zicem România cu fotbal la tribuna a doua. Și au venit cei din actuala conducere a federației să ne spună nu că UEFA dă biletele, nu noi facem în parțial. Nu știu, nu. Nu știu care a fost problema, pentru că eu am avut, bine, am avut bilete la și la loge și la VIP pe care le-am primit de la UEFA. Dar îmi pare rău de Gică și de celălalt Gică, că i-aș fi ajutat eu dacă era, nu era cu mare plăcere. Acum am văzut după logica unui domn de la Cluj că fostii fotbaliști n-ar fi suporteri după ce te lași de fotbal și n-ai loc în tribună. Cred că există o răutate foarte mare vis-a-vis de acest lucru. Cu siguranță UEFA nu are nicio treabă cu acest lucru. Așa cum am văzut după aceea că au fost alți colegi de-a mei. Deci se poate dacă se vrea. Păi nu, ca să ne înțelegem, Dorinel Munteanu, ambasador din partea, da, desemnat de federație pentru această competiție, a fost trimis tot acolo. Păi și meciul al doilea a fost acolo. Păi, da. Nu știu, e... Adică e clar cu intenție. E clar cu intenție și nu înțeleg de ce atâta răutate vis-a-vis de... Nu vă duce gândul la faptul că au fost alături de dumneavoastră în încercarea aceea? Nu. Păi ei au fost norocoși, că eu că am fost cu tata la un meci în, dacă mă înșel, cu Finlanda, între a tata, și mă aveam puțin și băteam cornerul cu alți colegi. Deci i-au stat foarte bine la tribuna a doua. Eu am avut chiar la jos la peluză, la aproape de corner. V-ar mai interesa vreodată să încercați din nou să veniți în federație? Nu, gata. Odată le-am oferit sprijinul meu oamenilor și dacă n-au vrut, avem alte treburi acum. Eu sunt de aproape 17 ani în administrație. Așa că cu antrenoratul am terminat. Dar ce nu v-a plăcut? Nu că nu mi-a plăcut. Mi-a plăcut, dar problema la vremea respectivă trebuia să fac prea multe compromisuri și eu nu aveam nevoie. Păi mai erau oameni care erau în conducere diferitor club, care pe timpul ăla se mai făceau, mai cereau alte lucruri. Și a venit cineva personal la dumneavoastră încât să simțiți așa sau da. Pe după? Da. Și dar cum ați reacționat? Pe m-am lăsat. Păi nu, cum ați reacționat în momentul respectiv, față în față? Nu, dar i-am spus foarte clar că nu sunt tipul care am nevoie. Poate că am avut, norocul meu a fost, poate că am avea o independență financiară la vremea respectivă. Poate dacă nu aveam, poate aș fi zis, hai că am nevoie și să văd, dar n-am avut niciodată, toată viața n-am făcut acest lucru și așa m-a învățat tata și nu vreau să spun că am pierdut pe undeva că n-am mai am fost antrenor, dar pe de altă parte am câștigat foarte mult în cariera pe care mi-am ales-o după aceea. Da, tata m-a venit și m-a văzut pe la vreo 15 ani jumate, 16 ani prima dată, jucând la un meci de fotbal exact. Acum nu știu dacă se uita el pe blat când era mai mic, dar când a văzut că am ceva talent, când a văzut că am început să fac antrenamente cu echipa mare, când am văzut că Mircea Lucescu m-a luat la prima echipă și am debutat, atunci am început să vorbim mult mai în amănunții despre fotbal și despre lucruri. Și cred că a făcut un lucru foarte bun, pentru că sunt foarte mulți
care au fost fotbaliști, care au avut copii și au încercat să împingă copiii și n-au putut să ajungă. Da, am revenit. A fost partea a doua a interviului cu Ionuț Lupescu și ne scriu iubitorii emisiunii. Mai este trebuie să te întreb, mă întreabă cineva, cum ar fi, că am tot vorbit de Junior Morai și că vine să semneze cu Rapid, cum ar fi ca frații... Ca și semnat, da. Nu? E ca și semnat, ca și semnat, da. Okay. Frații Junior și Bruno Morai să vină la Rapid să joace în sfârșit împreună, știi... Ei au mai jucat la Gloria Bistrița în 2010. Unul dintre ei, Junior, s-a impus imediat și a avut și un parcurs mai bun. Și este, cred că l-am fi văzut și la Euro acum, exact, dacă n-ar exact. Fost accidentat. Da. În echipa Ucrainei. Este naturalizat, Ucrainei, exact. Da. Iar fratele Bruno și el a prins, cred că, 10 meciuri la Gloria Bistrița. Cum ar fi frații Morais să joace la Rapid, să se retragă de la Rapid? Da. Și să mai fie un al treia Morais. Interesantă întrebare. Ar fi minunat, uite cum ar fi. Junior Moraes a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști care a trecut vreodată străin da. Prin campionatul României. În 1964, când s-a lansat, sper că nu mă înșel, poate cel mai frumos film din istoria cinematografiei, Zorba Grecu. Până atunci, Anthony Quinn jucase tot felul de roluri, de revoluționar, de bandit, de mafiot, Don Giovanni, Emiliano da. Zapata, toate. Și cineva a zis, dom'le, în sfârșit, Anthony Quinn a intrat în filmul în care merita să intre, așa și Junior Moraes. Și cineva, dom'le, a avut succes, că e un actor de mare, poate la rândul lui cel mai mare da. Din toate timpurile. Cineva a zis, știi de ce? Pentru că la final... I s-a dat voie să danseze. Da? Zorba Grecu se termină cu celebra scenă în care cad toți tâlpii și el începe să danseze da. Cu Boss, cu tânărul a cărui avere tocmai se prăbușise. E, Junior Moraes și cu fratele, dacă ar veni, Rapidul este echipa care îți dă voie la sfârșit să danseze. Eu nu zic că n-a jucat bine la Shakhtyor și la Dinamo Kiev, da? A fost la amândouă, dacă da. Nu mă știu. Da? Dar Rapidul, acolo dansezi. Dincolo a fost pe bani. La Rapid dansezi, e bun asta. Da, așa cred că asta ar fi. Deci, și în locul, lui aș, frații, în locul lor aș veni, da. Ar fi chiar culmea și amuzant să fie trei Moraes. Mă rog, unul e Moraes, alte Moraes. Dar sunt pe acolo, da. I-ar regala din punctul ăsta de vedere suporterii. Și invers, cred că și ei ar da totul. Cred că oricine ar veni la Rapid în momentul de față. Și tu știi foarte bine că este un vulcan ce stă să rupă. Suporterii Rapidului au suferit foarte mult. Ok, erau atașați de vechiul Giuleș, dar în același timp sufereau când mergeau în alte case, cum tu spui, da, și vedeau totul noi. Modern. Exact. Da. Exact. E. Și acum stadionul și actualul stadion care este făcut, mai mic, culmea, cu vreo 1500 de locuri, mi se pare că e făcut mai mult pe ADN-ul Rapidului. Mai aproape de... Tribunele sunt mai aproape de... Gladiator. Exact. Spun. Deci nu ieși de acolo. Va fi un coloseum. Da. Acolo e. Deci va fi îngrozitor pentru oaspeți. Da. Era, acum va fi și mai mult, pentru că mai știi că era totuși o mică pistă pe Giulești. Și mai era ceva, pe lângă faptul că era oarecare distanță, te mai obișnuise și un pic cu el, știi, jucai de mai mulți ani mai. Așa. Acum e și forța noului. Și dorința de a arăta. Da, da. Acum e, va fi, abia aștept. Da. Evident, nu înțeleg de ce n-a fost gata, că s-a terminat Euro din 2021. Da, bine că va fi gata. Când bun. Va fi. Maestre, am la final, îți mulțumesc pentru prezență. Și eu mulțumesc. Asta a fost. Ne revedem luni de la aceeași oră, 19:30 la ProSport Live. Până atunci, nu uitați ProSport.ro și Liga 2. ProSport.ro pentru cele mai interesante știri din sport. Să aveți o seară frumoasă!